Klaus Iohannis a anunțat participarea la summitul NATO de la Madrid. Acolo șeful statului va cere din nou în fața liderilor lumii consolidarea flancului estic al alianței în fața pericolului rusesc. Iohannis va lua parte astfel la cea de-a treia întâlnire din acest an a NATO, care are loc în contextul celei mai grave crize de securitate din zona euroatlantică, apărută după cel de-al doilea război mondial. Președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat că va lua parte la summitul NATO care va avea loc la Madrid în perioada 28-30 iunie. Șeful statului va participa astfel la a treia reuniune de vârf a organizației din acest an, după cele din 25 februarie și 24 martie, care au avut însă caracter extraordinar, fiind convocate în contextul invaziei militare a Ucrainei de către Rusia. Programul summitului va include trei reuniuni la cel mai înalt nivel al Consiliului Nord-Atlantic, astfel Klaus Iohannis va participa mâine la o primă reuniune formală a Consiliului la nivelul șefilor de stat și de guvern, având ca teme de discuție războiul provocat de Rusia, consecințele acestuia și continuarea asistenței acordate Ucrainei. La întâlnire va lua parte și liderul Ucrainei, Volodymyr Zelensky, care va apărea în format virtual în fața liderilor lumii. De asemenea, vor fi abordate noul concept strategic și noile măsuri privind descurajarea și apărarea, iar în acest context, Klaus Iohannis va cere din nou liderilor NATO să consolideze flancul estic al alianței. Președintele României va accentua contribuția semnificativă a țării noastre la sprijinirea Ucrainei pe plan umanitar și în diminuarea riscurilor legate de securitate alimentară, precum și susținerea acordată de România partenerilor celor mai vulnerabili, mai ales cei din vecinătatea estică, în special Republica Moldova și Georgia. De asemenea, președintele României va evidenția necesitatea de consolidare a parteneriatelor, inclusiv cu partenerii globali cu aceeași viziune, se arată pe site-ul oficial al administrației prezidențiale. Întâlnirea din Spania are loc în contextul celei mai grave crize de securitate din zona euroatlantică după cel de-al doilea război mondial. La summitul de la Madrid vor fi adoptate decizii istorice care vor răspunde imperativelor de apărare generate de actualul context cu un caracter transformator pentru NATO. Aceste hotărâri vor constitui un pas ferm în procesul de adaptare și modernizare a alianței și vor demonstra, odată în plus, faptul că NATO este cea mai de succes alianță politico-militară din istorie, mai transmite administrația prezidențială.